Salutare toată lumea, astăzi vreau să vă anunț că s-au deschis înscrierile pentru sezonul nou al LG Chevo, mai nou numită Gfinity Spring Series. În primul rând vreau să vă spun că ăsta nu e un videoclip sponsorizat, îl fac pentru a vă putea informa legat de turneu dacă vreți să vă înscrieți. Mai mult, am făcut pe serverul de Discord un canal unde vă pun linkurile spre turneele de care aflu, puteți verifica o dată pe săptămână dacă vreți să începeți să jucați. Bun, toate informațiile despre Chevo le aveți scrise mult mai pe larg pe linkul cu numărul 1 din descriere și vă recomand să dați click acolo ca să le citiți după ce vedeți acest și urmăriți acest video. Eu doar voi sumariza chestiunile importante. Premiile totale sunt de 25.000 de dolari pentru Europa și 25.000 pentru America de Nord, banii fiind împărțiți pe 3 divizii în fiecare dintre aceste regiuni: Main, Intermediate și divizia de amatori. Există taxe de înscriere pe care le găsiți de asemenea pe linkul din descriere. Ce vă recomand eu este să vă înscrieți până pe 28 iunie, pentru că apoi prețurile se vor mări puțin. Iar de asemenea, pe 1 iulie încep meciurile și ați pierde etape dacă vă înscrieți mai târziu. Deci sezonul începe pe 1 iulie și se termină pe sfârșit de septembrie, cam așa, cu play-off-urile. Acum, legat de întrebarea ce echipe voi comenta, am făcut o postare pe Facebook pe care vi-o las pe linkul cu numărul 2 în descriere și pe ecran. Cred că am reușit să lămuresc destul de bine cu privire la acest aspect. Dați pauză dacă vreți să citiți tot. Astea fiind zise, sper să avem un nou sezon dominat de echipele din România în Liga Chevo. Eu de-abia aștept să revin la comentat. Mult succes celor care se înscriu. Ciao, ciao!